Și nu există nicio modalitate prin care s-ar putea repara. Au fost undeva la 1000 și ceva de pompieri. Există riscul să cadă bucăți din munte, efectiv, pe traseu. Ca să vă dați seama cât de civilizată e țara. Doar că nu e cauzi pentru că nu e căldură. Neața! Suntem în Parcul Național Bohemie în Switzerland. Am dormit aseară aici, suntem în nordul Cehiei. Am petrecut noaptea în acea clădire, dacă vă vine să crede. Nu, nu ne vine să crede că am luat un Airbnb acolo. A fost un pic cam frig. Și o să mergem astăzi să facem un traseu. Avem de mers vreo 40 de minute cu mașina, pentru că, hei, proastă organizare din partea noastră. Și vom merge spre cea mai mare arcă naturală din Europa. Vrem să vă spunem o mică povestioară. Trebuia să mâncăm de dimineață la cazare, doar că nu s-au trezit oamenii. Asta este un pensiune, nu știu cum s-o numesc, sincer. Un hangar cu niște camere și trebuia să mâncăm acolo, doar că nu s-au trezit oamenii. Și am zis, ok, hai să mergem către traseu și ne oprim noi pe undeva. Și am găsit un bistro, teoretic, care are 5 stele din 12 periuri. Și este tot așa o chestie, cred că este prea dimineață și pentru ei. Că n-au nici mic dejun, n-au nici unele și partea mișto este că nu vorbesc engleză, vorbesc germană. Și ne-am înțeles așa, ne-am înțeles de nedormâinile. Acum am reușit să ne facem ceva de mic dejun și o cafea și se plătește cu cardul, ceea ce mi se pare incredibil. Este într-un sat, e super, nu zic, adică mi se pare că toată lumea are grijă de curtea lor și asfaltul este foarte ok, adică mai e o groapă pe aici, pe acolo, în 40 de minute de mers, chiar n-am găsit mare lucru. Mi se pare incredibilă chestia asta și mi se pare mișto că cu cardul, adică nu se faci griji. Peste tot, prost petești cu cardul, aproape peste tot. Ne-au adus cafeaua și pâine. Eu v-am mănâncă la cafea. E fără laptele, Iulie, chiar de acolo. Am pus GoPro-ul la încărcat. Am căutat să-l reparăm camera și nu există nicio modalitate prin care s-ar putea repara, cel puțin nu oficial. În schimb, am aflat că cei de la GoPro oferă o subscripție anuală în baza căreia puteți să vă schimbați camera sau din echipamentul lor de la GoPro Hero 5 în sus contra unei sume de bani de 2 ori pe an. Adică plătiți abonamentul, care în general este, nu știu cât a fost, $50, dar noi l-am luat la 50% reducere. Am dat în jur de 100 de lei pe el. Și o să ne coste pentru camera pe care o avem noi încă $100 să o schimbăm. Am vrut să facem asta în cât am stat în Praga, dar nu știu că durează în jur de 2 săptămâni să o schimbăm. Și n-am mai stat, am zis că o să schimbăm pentru că trebuia să le ducă. Camera se schimbă, se înlocuiește, nu se repară, se înlocuiește cu totul. Practic, probabil refolosesc piesele care încă mai funcționează de la camera asta, doar plătești o sumă modică, cu ghilimele de rigoare, de 100 de euro. În principiu, ar trebui să trimită camera în Olanda să constate... Morning! să constate defectul și după aia să trimit o cameră nouă. Doar că tot procesul ăsta durează 2 săptămâni și nu voiam să rămânem atât de mult în Praga, ne-am decis că o vom repara când ajungem acasă, că probabil vom sta să ne organizăm următoarea călătorie și o să ne ia vreo 2 săptămâni să obținem vize și ce mai avem nevoie să ne punem la punct bagaje și toate cele și lucrurile de acasă, evident. Și o să ne ocupăm de ea de sărbători. Și am primit mâncarea. A adus câte 2 crempuși. Super bun. Muștarul, forța. Ești fain, puțineați bun. Da, au fost cu totul. Deci crempuși ăștia 2, cu cafeaua, 4 crempuși, 2 cafele și 2 pâinici, au fost vreo 30 de lei.
Am ajuns în parc. Mă rog, am fost mai mereu în parc, ne-am și plimbat prin parc, pe drum. Partea proastă este că nu putem să facem traseul pe care ne doream noi să-l facem, pentru că este închis. Foarte multe trasee sunt închise. Nu știu dacă v-am zis până acum că a ars acest parc. Este un parc împărțit între Germania și Cehia. Și găsisem o parcare și voiam să mergem pe traseu. A venit tipa de la parcare și ne-a explicat cu harta că sunt traseele închise, că nu prea sunt foarte multe lucruri de văzut pe aici. Și ne-a arătat că aici, de exemplu, partea asta, vedeți că e negru, aici a fost foc și în partea de sus a fost foc. Și acolo sus, unde se văd copacii, a fost foc. Și în stânga, acolo, unde se văd... Ne-a zis că a durat 20 de zile focul, că au fost undeva la 1000 și ceva de pompieri și că nu reușeau să facă nimic. Au zis că au făcut tot posibilul să țină focul departe de case, pentru că nu prea aveau șanse să-l stingă, pur și simplu. Asta a fost singura chestie pe care au făcut-o pentru o bună perioadă de timp. Frag ne-a zis că din cauza incendiului, copacii din pădure cad pentru că au ars într-o proporție foarte mare. Și pietrele, din cauza că incendiul a fost atât de puternic, a fost căldura atât de mare, încât au început să se sfărâme și există riscul să cadă bucăți din munte, efectiv, pe traseu. Și este închis tot, până sunt cam toată zona de aici, de unde suntem noi, de unde încep vreo 5-6 trasee, sunt toate închise. Nu știm când o să le deschidă, că nu cred că au nimic în plan prea curând. Dar o să mergem să încercăm să facem alte trasee, ne-a dat câteva alternative. Și azi să ne mergem la un info center să ne dea o hartă, că ea nu are de aici, dar ori să ne îndrume cei de acolo. Am văzut că sunt destul de multe info center-uri peste tot și din loc în loc au pancarte cu traseele montane pe care le putem face în zonă. Să mergem să vedem ce găsim. Și cam asta este. Ne-a recomandat un orășel, credem că este, pentru că aici nu e net. Avem edge, o linie, nici ea nu avea net. Și ne-a recomandat un orășel pe care o să-l punem aici, pentru că nu știu cum se pronunță, începe cu J, atâta știu. Și o să mergem acolo să vedem dacă găsim ceva drăguț. Ne-am pornit pe traseu, e aproape 12, deja cred că ni se face foame de să mâncăm de prânz în curând. E aproape 1. Mai rău. Încerca să ajungem la un info center, am ajuns la el, dar oamenii de acolo nu prea vorbesc engleză, vorbesc germană și cehă și ne-am înțeles destul de greu cu ei. Ne-au oferit câteva opțiuni de trasee, dar au în jur de 8-9 km, sunt un pic cam mari pentru cât timp mai avem noi la dispoziție, dar am găsit tot în zona aici, au foarte multe marcaje cu trasee și am văzut undeva în partea mea stângă, sunt două puncte de interes care păreau la vreo oră distanță, oră jumătate, cam așa, și am zis să le facem pe ăstea ca să nu pierdem ziua cu totul și să vedem cum ajungem la ele, pentru că habar n-am. Hai că am mers 100 de metri pe drum și am dat de un alt indicator. Sper că mai avem vreo 400 de metri până unde voiam să ajungem. Pare ușor ireal. Greu de crezut că mai e doar atât, dar o să vedem. Pare că e prin pădure traseu, nu arată așa rău cum mă așteptam. Chiar e frumos, e liniște, nu e nimeni momentan. Am găsit un căruciul aici, cred că niște oameni au urcat copilul și au lăsat căruțul aici. Ca să vă dați seama cât de civilizată e țara. Cam mare treapta asta. Ușor înaltă. Să urcăm pe asta. E platforma sus de tot acolo. O să-i dăm un col și să urcăm acolo. Să vedem cine cum... Să vede toată valea teoretic de acolo. Să ajungem. Se pare că aici nu o să ridicăm deloc drona. Pentru că nu e voie cu ea nici pe lângă orașe, nici pe lângă zonele unde sunt case și nici în parcurile naționale. Cum ăsta e parc național, n-avem nicio șansă. Iar în Germania... Nu o să avem voie fără asigurare. Părere, va trebui să ne facem asigurare la dronă ca să putem să zburăm cu ea. Și din ce am înțeles de la oamenii de prin zona asta, nu sunt foarte prietenoși cu dronele, cei din Germania. Deci o să fie aventură. Haideți să te îndemni. Să văd treptele pe dedesubt pe care urcau înainte oamenii.
Sunt super, super înguste. Lipite așa de piatră. Am urcat până la urmă pe stâncă, pe unde v-am arătat pe treptele foarte înguste. Se pare că aici, în secolul XIV, a fost o locuință săpată care s-a transformat într-un ceea ce numesc ei castel, cred că mai degrabă spre fortăreață sau spre cetate decât spre castel. Se văd încă niște camere săpate în stâncă și o arcadă un pic mai jos și au platforme. Oamenii au făcut atât de bine locul ăsta, l-au promovat atât de bine din punct de vedere turistic, încât au platforme peste tot. Deci, efectiv, se poate merge prin fiecare colț al acestei stânci și se vede tot parcul, mă rog. Împrejurimile atât de mult cât se poate la altitudinea la care suntem, că n-am urcat foarte mult. Dar faptul că sunt accesibile toate colțurile stânci mi se pare foarte tare. Am ajuns aproape de mașină. Am vrut să ne oprim la un restaurant peste stradă, dar era plin. Ne-am mutat înapoi spre traseu la un fast food. N-am avut prea multe opțiuni în zona asta și Dixie și-a luat un burger care arată foarte drăguț, cu nachos și cred că nachos ăștia au sos barbecue pe ei. Iar eu mi-am luat niște pulled pork cu nachos și cred că astea de aici, de pe nachos, sunt un fel de jumătate. Nachos a fost 180 de coroane și burgerul lui Dixie a fost aproape 200. Să vedem cum e mâncarea momentan, că n-am apucat să găsăm. Dimineața, chiar este dimineața, este tocmai mi-a sunat alarma, este 8 dimineața ceasă, dar noi ne-am trezit de vreme pentru că o să plecăm și o să schimbăm țara, iar ne mișcăm puțin mai repede pentru că vrem să ajungem acolo unde ne dorim, puțin dificil cu iarna pentru că avem cauciucuri de vară și trebuie să ne încadrăm în niște limite. Vreau să vă prezint puțin camera în care am stat, în care credeam noi că o să fie cozy, dar n-a fost cozy. Cam asta este camera. Este destul de înaltă, aici avem o masă, aici avem geamuri destul de mari. Cam asta este. Arată foarte mișto în poze și este ok, doar că nu e cozy pentru că nu e căldură. Și afară, astăzi, au fost de dimineață 11 grade și imaginați-vă ce a fost aici. Asta e holul. Încerc să vorbesc încet pentru că am o vagă impresie că doarme cineva. Practic ei zic că au izolat pereții, sunt să mai aud într-o cameră înaltă, dar nu au reușit să facă chestia asta. Și eu încerc să vorbesc mai încet, sper să se și audă. De aici, din hol, mergem către o zonă de genul ăsta de stat, dar... Altă chestie destul de nașpa este că nu prea au terminat, sincer, această locație. Cred că are și foarte mișto și cred că o să iasă foarte mișto dacă o termină așa cum ar trebui să o termine, dar momentan nu e nici pe departe gata. Ziceau că o tapără de copii, cred că mâine sau ceva de genul, nu știu când au timp să termine toate lucrurile astea. Este shared bathroom. Baia destul de drăguță, după cum observați, una și mai avem una aici, care e cu cadă. Dar normal că avem și aici o problemă și trebuie să o rezolve cu niște nu știu ce. Geamurile de la baie, baia de aici, din stânga, pe care ați văzut-o prima, dă în sala pe care ați văzut-o mai devreme și baia din dreapta dă fix în camera unde stau ei, pentru că ei locuiesc într-o casă alăturată. Și îmi pare rău, dar eu am observat chestia asta când am apucat să-mi fac duș. Și aia era, nu știu dacă m-a văzut cineva, dar Iulia a vrut să-și facă baie ieri și...
S-a dus în baia cu cadă și ne uitam gen sus și sus era un copil care se uita la lui și noi la ei și eram ok, hai că e ok, facem la următoare cântare. Da, cam asta este povestea noastră. Cred că v-am arătat și partea asta de căsuță unde am stat noi. Asta de aici, aici e restaurantul. Și noi ne vedem în vlogul următor. V-am pupat, aveți grijă de voi. Pa! Thank you.